Mai exact, am discutat despre abuzul semnalat tot mai des de cetățeni, chiar și de mass media, în legătură cu activitatea în trafic a unor reprezentanți ai poliției rutiere. Am cerut în urmă cu ceva timp colegilor din guvern să vină cu analize și am aflat că în cadrul procesului de reformă care s-au petrecut ceva ani în urmă, sute de polițiști, a căror atribuție reală era să patroleze și să asigure ordinea publică, s-au recalificat după bunul lor plac în agenți de poliție rutieră. S-a constatat că, de fapt, în loc de 300 de agenți de poliție rutieră, astăzi avem deja peste 1000. Și nu fac ei toți altceva decât să oprească mașini, în special, desigur, fără motiv, așa zise, controle de rutină, care devin în realitate o hărțuire a oamenilor și, desigur, generatoare de corupție. Împreună cu colegii, am solicitat de la responsabilii din guvern să ia măsuri pentru a pune capăt acestor abuzuri. Oamenii trebuie lăsați să circule în pace atât timp cât nu au comis careva încălcări. Și totodată, poliția trebuie să se concentreze pe intervenția foarte fermă în cazuri concrete de ilegalitate în trafic. Trebuie să fie rapid identificați și sancționați cei care au consumat alcool sau se comportă violent la volan. Însă de fiecare dată urmează să fie respectate normele legii. La această etapă vă comunic doar că polițiștii nu vor mai avea voie să oprească șoferii în trafic decât atunci când ultimii încalcă legea sau când au loc acțiuni speciale pe linia combaterii consumului de alcool la volan și alte tipuri de acțiuni tematice pentru creșterea siguranței.